Pentru ungere am să folosesc o vazelină de la Mobil. Este pe bază de litiu și bisulfură de molibden. Abia pot să pronunț. Este aici litiu și bisulfură de molibden. Nu știu exact ce presupune această combinație, însă am auzit că este bună, așa că am să folosesc așa ceva. Prima dată am să pun burdufele pe aceste cuie. De fapt, nu știu o ordine sau o logică anume. Am să urmez pur și simplu instinctul. După care voi îndesa efectiv vazelină înăuntru. Nu știu să vă zic cu anumite cantitate care este necesară. Doar mă asigur că am băgat suficient înăuntru, în burduf, după care am să bag și înăuntru în acele găuri. Deși sunt convins că înăuntru intră foarte puțină vazelină, deoarece locul este relativ fix. Am să fac testul cu prima tijă, să vedem cum intră. Se formează vid și mi-l arunc afară. Asta înseamnă că a folosit prea multă vazelină. O să mai curăț din ea. Surplusul de vazelină a ieșit afară. Am împins suficient de tare cât să-mi iasă bulele de aer dinăuntru și se vede că acum s-a format exact acel vid care era la început. Am să șterg acest surplus de pe aici. Oricum sunt convins că în timp va mai ieși afară. Dar asta este bine, însemnând că va închide etanș toate găurile și nu va intra apa așa de ușor. Ia să-l scot afară să văd ce am realizat. Nimic. Este doar vazelină pe tot ansamblul. La fel, când puneți la loc, să nu vă folosiți de niciun fel de altă sculă, să îl împingeți pur și simplu ca să evitați ciupirea cauciucului. Faptul că a ieșit vazelina afară este și un dezavantaj, deoarece aici se va aduna praf și noroi, mizerie în principiu, și va rămâne urât, dar asta e, nu le putem face pe toate cum trebuie. Când introduc, am să încerc să imprim această învârtire. Se pare că ajută un pic la evacuarea aerului. De data asta l-am băgat mai ușor ca pe celălalt.
am să curăț din nou surplusul. Am să mai șterg o dată pe aici. După care voi monta la loc partea mobilă. Se pare că m-am grăbit la început când am spus că este o muncă de un sfert de oră, 20 de minute. Eu când am spus asta m-am referit că este un sfert de oră, 20 de minute pe amândouă etriere. De fapt, cred că atâta mi-a luat pe o singură bucată. Deci, trebuie mai mult. Dar consider că este o operațiune care merită. Să vă spun și din ce cauză. Acest burduf, în momentul în care aveți plăcuțele uzate, el se întinde, însemnând că partea mobilă se deplasează. Nu este nimic grav, dar această tijă ieșind în afară din locașul ei, în partea aceasta se pot face niște depuneri mai groase de mizerie sau se îngroașă vazelina. Iar în momentul în care puneți plăcuțele noi, această parte mobilă se duce în capăt, forțând tija să intre înapoi în locașul ei. Asta înseamnă că aveți șanse foarte mari ca această parte mobilă să se blocheze și în loc să culiseze, în momentul în care călcați frâna, ea se strânge pe discul de frână, iar în momentul în care liberați pedala de pe frână, ea să nu-și revină în totalitate, însemnând că plăcuțele vor strânge în continuare pe disc, ceea ce duce la supraîncălzire, uzură prematură a discului și a plăcuțelor de frână. Se pare că încă mai iasă surplus de vazelină, nicio problemă, am să o mai curăț, eventual după ce faceți această întreținere, să reverificați după vreo câteva zile cum se comportă și eventual să ștergeți acest surplus mai mare de vazelină, care n-ar fi drăguț să ajungă accidental pe discul de frână. Nu de alta, dar o să rămâneți un pic fără frână și nu o să vă placă. Recomandarea de a folosi vazelină mobil este aceleași persoane care mi-a recomandat vehement să folosesc mănuși. Este vorba de Adi din Constanța. Mulțumesc! Era să uit, dacă tot sunt în această parte cu etrierul demontat, am să vă explic o sursă de gălăgie a roții în momentul în care treceți peste denivelare, o groapă sau ceva de genul. Principalul motiv este această tablă care se regăsește în interiorul etrierului. Rolul ei este de a ține plăcuțele fix. În timp, această tablă slăbește arcul ei, este foarte maleabilă, se îndoaie foarte ușor, își pierde proprietățile de arcuire și lasă plăcuțele să joace în voie. Atât timp cât nu călcați frâna, în momentul în care treceți peste denivelare, plăcuțele lovesc etrierul, discul și provoacă niște sunete neplăcute. Eu am mai pățit o chestie, o să se vadă foarte bine pe această tablă. Eu am discuri ventilate, iar aici se vede că două părți, o secundă, se văd aceste două părți mai șlefuite, asta însemnând că mi-a frecat pe discul de frână, efectiv mi-a frecat și făcea o gălăgie infernală, nu conta că frânez, că nu frânez, el freca continuu. Partea asta nu este polizată deoarece este disc ventilat. Aveți foarte mare grijă cu această tablă când o puneți. Eu am întărit, nu mai rețin exact, dar pare mi se că am îndoit această tablă. Am dat-o puțin mai către spate. N-am forță acum. Este prea mică partea de care țin, dar folosiți un patent. Tot din această bucată de tablă, tot din bucățica asta de tablă este și partea de arcuire, de fapt, care ține plăcuțele fixe.